Național furat din Londra de o grupare de români a fost descoperit într-o casă din Neamț. Polițiștii au găsit opere vechi ale lui Galileo Galilei, Newton și ale pictorului spaniol Francisco Goya. Toate valorează peste 2,5 milioane de lire sterline. Anchetatorii români au făcut descoperirea în urma unei percheziții inițiate în baza unui ordin european al autorităților britanice. În pubele sau pachete peste care a fost turnat beton, așa au găsit polițiștii operele extrem de valoroase ale lui Euclid sau ale pictorului spaniol Francisco Goya. Erau ascunse într-un garaj al unui român suspectat că împreună cu gruparea infracțională din care face parte, le-a furat în urmă cu 3 ani dintr-un depozit de lângă Londra. Operele sunt ale unor colecționari italieni și ar fi trebuit să ajungă la o expoziție din Los Angeles, însă au încăput pe mâinile hoților după o acțiune ca în filme. Au acționat pe timpul nopții, au pătruns în depozitul respectiv prin acoperișul clădirii, au sustras bunurile, după care le-au transportat în România. După 2 ani de cercetări, în 2019, procurorii DIICOT au reținut 4 suspecți. Așa au aflat și unde sunt ascunse manuscrisele valoroase. 237 de volume au fost recuperate acum și urmează să fie evaluate. Ele vor rămâne pentru o perioadă indisponibilizată pentru nevoile anchetei. De-abia ulterior, în măsura în care nu ar mai fi nevoie de aceste bunuri, ele ar putea să fie restituite proprietarilor de drept. Dacă vorbim de bunuri care au fost sustrase pe teritoriul Marii Britanii, procedura de restituire urmează să se facă potrivit legii din țara respectivă. Dincolo de distrugerea unor documente de neînlocuit prin depozitarea necorespunzătoare, astfel de incidente pot afecta piața pe care se tranzacționează în mod transparent opere valoroase. Este nevoie de o piață de artă transparentă, publică, astfel încât oamenii să fie încurajați să cumpere obiecte de artă. Dacă majoritatea care sunt puse în circulație sunt furate, în mod automat și lumea se ferește, pentru că nu-și dorește nimeni să fie implicat într-o situație de natură penală. Persoanele bănuite că au furat cărțile și manuscrisele vechi au fost arestate preventiv în Anglia.